Bun, Gianni, ca o concluzie, da. Ce facem cu Dinamo? Deci tu ai zis clar că Burk ar trebui să aibă demnitatea să plece încă de-a cu două etape, nu de-aseară. Cum ai vedea tu următorii pași la Dinamo, dacă ai fi la Dinamo? Următorii pași, clar, avem nevoie de jucători, avem nevoie de oameni care să dea gol. Mă, politic e fotbalist sau nu, după părerea ta? Politic are niște realizări personale. Politic se vede că vrea. Nu se vede că vrea. Doar că în conjunctura actuală, el atât poate. Are o realizare la câteva meciuri, ceea ce nu este de ajuns. La Dinamo ai nevoie de vârfuri, de atac. Ai nevoie de oameni care să dea gol. Da. De creație. Uitați-vă la Abdallah ăsta. Asta, eu cred, bă, că luat, cred că l-a luat de la vreun club. Era bodyguard la club și a zis, bă, ăsta are nici bodyguard, că n-are, nu, n-are fizic de bodyguard. Fizic de bodyguard are Lucasen de la UTA. Păi, da, dar și ăsta e văzut, ăla, da. Așa, zic. Mare. Dar Abdallah, nu, bă, să nu faci nimic. Bă, ești într-o echipă. Să nu faci absolut nimic, mi se pare că joci împotriva fotbal. Pe urmă, ai nevoie neapărat... Așa, Slavții se pare? Da. Da, da, da. Stâlp? Da, da. Stâlp de telegraf? Lemn, lemn. Lemn pe care fac berzele cu... Lemn. Da, dacă aveam vârfuri de-astea, dar atunci jucam și... Ce? Jucam, vorba lui Vivi, jucam acum. Stâlp de telegraf pe care își fac berzele cu... Cred că dacă îl prindea mister în vestiar, îi zicea așa, bă, tu cu stângul nu poți, cu dreptul nu dai, la cap nu sări. Ce cauți, bă, în vestiarul ăsta? Ce cauți tu aici? Și cine te-a adus, în primul rând? Aici e problema. Cine te-a adus? Și în al doilea rând avem nevoie mare de mijlocaș. Mare de tot. Mă uitam la Neluțul Roșu. Luăm mingea de la noi și o dăm la ei. O luăm de la noi și o dăm la ei. Păi cum vrei să construiești? Cum vrei să ții mingea la tine? Să ai acțiuni de poartă când tu vinzi mingea. Avem nevoie neapărat de mijlocași și de vârfuri. Neapărat. Bine, și cine? Că toți au jucat slab. Nu că joacă slab. Nu conving. Ghezali. Aia, lăsați-l, gata. Ghezali e caz pierdut. A, e cruce, e caz pierdut. Băi, l-auzeam pe Burcă iarăși spunând că are nevoie de iubire. Bă, fraților, unde suntem? Suntem la aia, la Casa Dragostei sau unde? Nu, era o emisiune. Da, 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 da. Băi, e joci. E pe genul ăla. Joci. Bine, dacă nu, next. Serios? Deci Ghezali are nevoie de iubire? Nu, nu are nevoie de iubire. Are nevoie să-i spun așa, intră, joacă, dacă nu, hai du-te de unde ai venit. M-auzi, bă, Gianni, parcă a fost azi în emisiune Gigi Becali. I-a luat pe toți! Bum, 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 bum! Păi așa trebuie luat Sporia, pentru că i-a luat Burcă în toate felurile și i-a luat și cu iubire. Da. Și uite ce face cu iubire. Era, are și Pepe o melodie. Numai iubirea, doar... Păi asta e? Bagă, bă, B.U.G. Mafia în vestiar. Du-te, bă, peste ei, direct. Dă-le motivație. Da. Nu iubire, are nevoie de iubire. Unde ești, mă, aici? B.U.G. Mafia. Recital. Da. Păi, da. Serios, așa se făcea pe timpul nostru. Numai iubirea e nesalvează. Păi și așa joacă și el, numai iubirea. Da. A avut să o dea cu dreptul, i-a dat-o pe stângul ăla, că nu putea să tragă la poartă. Și Dinamo numai iubirea, că și iubește toți adversarii, vorba lui Vivi, toți își revin cu ei. Da, și da. Altceva, Gianni, dacă mai pică o dată, mai vine de acolo, mai are puterea să repromoveze. Mă crezi că nu am filmul ăsta? N-ai filmul ăsta, nu? Nu, vreau, de fapt nu vreau să-l am. Păi uite-te la clasament. Păi mă uit. Și eu tot în emisiune ți-am mai zis când era. Știu. Pe cine bași de dăsubtul tău? Pe nimeni, din păcate. Păi e Botoșaniu deja. Și-ți mai trebuie, ca să prind barajul, mai trebuie să mai bagi una. UTA joacă, voluntariu, așa cum ești. Pe FCU îi bagi acolo, pe FCU nu poți să-i bagi. Nu îi bagi acolo. Iași. Nici pe UTA nu poți să-i bagi. Iași. Pe Hermannstadt, pe cine? Pe Petrolul. Hermannstadt are 23 de puncte. Chiar, pe Iași, pe Iași, doar Iașiu, atât. Trebuie să ai o serie de meciuri de vreo 3 victorii ca să poți să emiți pretenții. Dar astea 3 victorii eu nu le văd. Și dacă îți vine o victorie, nu o văd pe a doua, pentru că vin meciuri mult mai grele, unul după altul. Adică nu e ca și cum joci cu contracandidatele tale. Să zici că bați Craiova, zici. Pe urmă vine FCSB-ul care, na. Echipă. Uite, cu pretenții, lui, derby. Vorba lui Mititel, quartetul format din 3. Craiova, FCSB și Sepsi. Așa a zis. Da, quartetul. Ei, nu, da. Nu știu că a zis nu, Mititelu, că... Te-a sunat Nicolescu să te duci la Dinamo? Cum? Singura care te-a sunat Nicolescu să te duci la Dinamo? Care Nicolescu? Domnul Nicolescu? Să mă duc să, ca ce? Să ce? Știu, team manager? Nu știu. Doamne ferește. Deci n-au ce să caute oamenii care au făcut performanță la Dinamo și oamenii care au suflet pentru Dinamo. Care spun lucruri. Nu, și care spun lucruri. Păi ea spune lui Nicolescu, păi tu, mă, băiatule, am auzit că faci saună cu băieți. Eu așa am auzit. Da, nu. Și că a dat problema la Steaua. Gata. Bă, așa mi s-a zis. Nu vreau. Serios? Nu, da, știu, dar nu vreau, modul, gata, numai. Nu, la, ai spus, la modul că nu are voie un conducător să facă saună cu băieții. La modul ăsta.
Nu ai voie ca și conducător să te duci să faci. Nu vreau să lăsăm nicio umbră că nu. Da, dar nu la modul ăla, eu ți-am spus-o la modul ca și conducător, tu nu ai voie să te duci să faci una cu, cu echipa. A, nu la... Nu mă la modul ăla, nu, Doamne ferește, nu. Deci la modul ăsta, conducător... Nu, eu asta am crezut și nu... Nu, Doamne ferește. Să fie o distanță între... Exact. Este... tu te referi la că să trebuiască să fie o distanță. O distanță între conducerea clubului și echipă. Și jucător, adică tu nu te duci ca președinte să faci una cu jucătorul. Cu jucătorul, nu ai voie, n-ai ce să cauți lângă el acolo. Tu ești conducător. Păi, Dani, dar eu știi pe aia că a zis că s-a dus la Steaua și a dat probe. Păi cum te stai? Eu stăm și mă gândeam, cine, bă, cine a dat probe? Niculescu, când era el fotbalist. Hai mă, ce facem? Bă, și mă stăteam și mă gândeam, bă, cum stai? Adică tu după stradă, sau de la o echipă de la, care e de la noi, de la Prahova, de la Unirea Telejel, te duci la Steaua să dai probe. Pe cum? Adică nu înțeleg. Te duci așa să dai probe la Steaua? Păi nu te caută Steaua dacă ai valoare? Dar acum, nu, dar hai. Bine, acum, în fine. Nu facem un caz că și el e fotbalist, Doamne ferește. Așa a spus, a declarat. Zis? A declarat că a fost la Steaua să dea probe, că a jucat și el fotbal și că s-a dus la Steaua să dea probe. Păi lasă, doar asta nu înseamnă că e fotbalist. Păi nu, dar așa zic. Dar acum, nu stai și mă gândeam, vorbim, cum să te duci, vorbim de el ca și conducător. Da. E clar că este depășită situație din toate punctele de vedere. Pentru că și discursul pe care îl are, să vede că el a un mil, să vede că sunt toți acolo, au același discurs, nu au discurs bărbătesc. De forță. Nu de... au discurs bărbătesc și, crede-mă, în situația actuală, nu neapărat că eu critic, bă, trebuie să lași orgolile deoparte, să vezi soluțiile pe care le ai, să chem oamenii potriviți, să faci 2, 3, 4 transferuri bune și aia e, să o încerci și pe asta. Pentru că dacă mergi pe aceeași linie... Poți să retrogradezi. Poți să retrogradezi. Da. Și Doamne, chiar mi-ar părea rău. Uite-mă, uite, la Ploiești am jucat fotbal la CSE, apoi am dat probe la Steaua, când eram foarte mic. Așa mă, stai, acum ce ești tu rău? Bine, dar n-a zis fotbalist. N-a zis omul acum, n-a zis omul că e Messi. A zis că a dat probe la Steaua. Da, 8 ani și nu l-au primit. N-ai văzut bărăchită, n-ai văzut. Păi cum să te duci să dai probe la Steaua? Păi cum te primești? Păi când era mic, mă. Foarte mic, avea 6 ani. Și a dat probe. Steaua selecționează, selectează, nu te duci după stradă să dai probe la Steaua. Îți place să dai nana la oameni. Era selecție. Era și el un copil cu visuri. Calcă-i tu visele în picioare, răchită, vivi, răchită. El a călcat Steaua că m-au luat. Gianni, mulțumim. Mulțumim mult de tot. Mulțumim, ai fost în formă maximă, a fost o plăcere să te avem astăzi în emisiune. Poate vii și tu mai des așa, că ești cam comod de felul tău așa. Mai pune și tu mâna și mai muncești, mai lasă reality show-urile. Stai puțin că uite, acum mă duc să ajung niște copii. Știu. Dar apropo, nu mai încep nimica? Nu se mai... Nu știu, să vedem. Că am înțeles că se face un și reality. S-ar putea să încep eu altceva, mai surpriză, pe fotbal. Da? Da. Oricum e la tine, la tine în premieră, normal. Dar nu, așteaptă. Bine, Doamne ajută. Îți ținem pumnii orice începe. Mulțumesc. Și te sprijinim cu tot ce putem. Mulțumesc din suflet.